Ideea e că pe lângă Elisandu mai avem încă un costum foarte frumos. Ai făcut un costum? Cum ar dat-o? Încă o super invitată care a venit cu un costum foarte frumos. Da, că ea e super oricum. Cristina Spătar. Bine ai venit, Cristina. Eu am fost șurubel, mă dau singur afară. Bye, bye. Bună, Cristina, bine ai venit. Ce frumoasă este rochia de pe tine. Foarte frumos, este o salopetă. Așa ca de sărbătoare, ca de Sfântul Ștefan. Salopetă. Ce aveți, mă, cu noi, mă? Să strălucim. Da, mă, m-a trimis lângă tine, așa, ce vreți să zic? Da, foarte frumos și pantalonii tăi, Lini. Deci îți dai seama, îți dai seama prin ce trec în fiecare dimineață, da. Asta zic. Cristina, Sfântul Ștefan, ceva în familie? Da, Sfântul Ștefan, nu, avem prieteni. Prieteni. Prieteni, la mulți ani tuturor, celor care poartă numele de Ștefan, Ștefania. Ce să zic? Se apropie Revelionul, pe apropie. Unde o să fii? Când sau petreci și tu ca omul stai acasă, te liniștești? Nu, anul ăsta o să fim însoțiți de niște prieteni, o să mergem undeva în nordul țării, cred că la Gura Humorului. Am vrut, să mergem în Dubai, dar în ultima secundă ne-am răzgândit și o să fim alături de prietenii noștri. N-are Dubaiul nimic. N-are, așa peste ca la Gura Humorului. Gura Humorului, Gura Dubaiului. Gura Lumii. Gura Lumii. Da, vorbește. Vorbește lumea, da. Ce ne cânti? Da, noi vrem să mai povestim, dar hai să cântăm că suntem foarte... Da, piesa mea, cel mai recent single al meu, Ambele, se numește. Ambele. Ambele. Da, e vorba despre ambele inimi. Păi noi cu telenovelele. Noi cu telenovelele un pic aici. Ce să facem, da. Bun, cântăm și apoi povestim. Hai. Da? Da. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Cristina Spătar. Inimile noastre sunt pictate pe stele reflectate, împreună destinate. Vom transforma iubirea în artă, dragostea noastră colorată. Nimic nu o să ne despartă. Ambele inimi vor bate, suflete legate, vor trece peste toate și prin oceane sărate. Ambele inimi vor bate, suflete legate, de iubire purtate. Știi că nu pot fi secate, doi nemuritori. Timpul. Ele se iubesc și când vântul aduce frigul. Inimile noastre sunt perfect apropiate. Inimile noastre împreună fac toate. Când una cade pradă curilor și se răcește, cealaltă vede tot, o ia în brațe și o încălzește. Când una simte frică și lumină îi dispare, cealaltă o așteaptă acasă cu raze de soare. Ambele inimi vor bate, suflete legate, vor trece peste toate și prin oceane sărate. Separate de lume, doar două inimi sânge pe o mare. Se pot scufunda din ca un submarin. Prin deșert noi lăsăm urme, două stele separate de lume. Ambele inimi vor bate, suflete legate, vor trece peste toate și prin oceane sărate. Ambele inimi vor bate, suflete legate, de iubire purtate. Știi că nu pot fi secate, doi nemuritori. Mi-au dansat ambele picioare. Da. Văzut, chiar da. Mi-au rupt fugeaua așa. Foarte frumoasă piesa. Hai să luăm în loc. Ce culoare are canapeaua noastră? Exact! Roșie! Uite, o să stau lângă tine aici. Sunt în ton cu canapeaua voastră.
era așa, fix. Ca la zi de sărbătoare. Super. Foarte e frumoasă piesa, da. Mă bucur că vă place piesa. Chiar da, sună foarte da, bine. Sună foarte bine, e face parte din noul meu proiect muzical, R&B, pop R&B. Și te-ai apucat de R&B acum? Păi care da. Înțeles, i-a cântat tot timpul R&B. Mamă, dar ăștia nu, deci, am mușcat toți gluma. Am mușcat amândoi, n-ați păi văzut? Da, am încasat toți. Că... A fost o glumă. Regina R&B-ului de la noi, să știi. Cristina, cum ai petrecut de Crăciun? De Crăciun am fost la Craiova, cu familia Bichi, cu toți copilașii, am mâncat de toate, sărmăluțe, cozonac. Sper că nu se vede, am pus un kilogram așa, dar le dăm repede jos. Da. E un Crăciun petrecut împreună ca soț și soție, nu? Da. Se da. Schimbă ceva? Nu, eu cred că e unul cu mai multă liniște și cu mai multă bucurie, dacă vrei. E o sărbătoare pe care o simțim prima oară împreună așa ca familie și ce să zic, mi se pare că e ceva deosebit și că am trăit ceva deosebit. Normal. Dar în general, sărbătorile pentru tine ce înseamnă? Ce-ți exprimă? Sărbătorile pentru mine înseamnă acasă, întotdeauna. Din păcate, ai mei nu mai sunt, dar mă bucur că Vicky are o familie extraordinar de frumoasă și de caldă și de primitoare. Și de asta îi iubesc foarte mult. Și mă bucur că ei iubesc copiii și că ne-au acceptat și că suntem așa, într-adevăr, o familie. Asta e foarte important, da, într-adevăr. A venit moșul la voi? La tine? A venit moșulică ăsta ca vine des și vine, timpul nu? Anului. Da, da, vine. Doamne, da, 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 e băiat bun. Dar oricum, acum nu mai contează așa de mult cadourile. Partea asta cu familia și cu unitatea asta noastră, cred că e cel mai fain cadou pe care a putut Dumnezeu să mi-l dea. Eu mai am o curiozitate. Cadou ăsta a căpus sub braț sau nu? A căpus într-o cutiuță. Într-o cutiuță. Da, și alea cutiuțe mici sunt bune. Cam cât era cutiuța? Hai, mă, cam ce carate avea, zi direct. Da, eu sunt, mă consider o femeie norocoasă. Sunt iubită și trăiesc o perioadă foarte frumoasă din viața mea. Asta e cel mai important. Iubirea, chiar iubirea este cel mai așa important. Așa e. Dacă ar fi să faci un bilanț, să te uiți așa în spate la 2023, care au fost cele mai frumoase momente pentru tine? Păi au fost câteva momente frumoase cu adevărat, dar nunta cred că a fost ceva foarte spectaculos, dacă vrei, inclusiv pentru mine. Deci serios, am trăit o emoție specială odată cu nunta. N-a fost și un pic obosit? Acum, hai să fim serioși, oameni buni, că v-ați căsătorit poate și voi cei de acasă. Nu e și un pic obositor? Ai foarte mulți invitați, până la urmă, în seara aia... Ba da, deci mie mi se pare că este cu toată lumea. Cel mai este, greu și obositor este un pic lucru. Cam greu, este un e pic greu. Cam, dar satisfacțiile sunt imense și vă spun de ce. Eu iubesc foarte mult să fiu alături de orchestra Lăutari condusă de maestru Bodro și a fost seara în care eu am putut într-adevăr să dansez, să mă distrez, să fac ce vreau eu cu această muzică, pe această muzică, da. Și am avut prilejul să invit alături cei mai faini, unii dintre cei mai faini artiști. Dar voi câți oameni ați avut? Am avut vreo 550 de persoane. Doamne. Da, da, nu, pe listă, pe listă erau vreo 500, dar au venit 550. Cristina, e o întrebare pe care în general nu ne așteptăm să ne o adreseze cineva, dar eu vreau să te întreb pentru că este să ai un copil e o mare bucurie și tu știi asta, că ai niște copii minunați. Da. Ți-ai mai dori să li se mai alăture un nou bebeluș? Sincer, cred că nu mai sunt la vârsta la care pot să mai fac copii, dar n-ar fi rău. Mie mi-ar plăcea, dacă ar veni pe lume cu dragă inimă, cum să nu? Chiar ne gândeam la un moment dat să și fie, așa că exact. Nu se știe. Adică ce modalități se știe. Sunt. Da, da, da. Păi cine știe, vorba aia, poate la anul și ce să vezi, mai sunt doar câteva zile până în 2024. Da. Ți-ai făcut planuri? Îți dorești ceva de la noul an? Da, foarte multe proiecte. Foarte multe proiecte. În zona muzicală? Da, în zona muzicală și îmi doresc să fiu pe cât se poate alături de soțul meu care tocmai a intrat în politică. Cum stai cu timpul? Ai momente în care zici, uite, că tu ai zis că vrei foarte multe proiecte. Înseamnă că ai momente în care zici, aș munci acum. Aia ce mă plictisesc? N-am niciodată timp și mă simt vinovată când nu pot să fiu foarte mult timp alături de cei mici. N-am timp, nu fac față, dar încerc, mă străduiesc. Ești dependentă de muncă? Adică vrei să muncești și mai mult? Îmi doresc foarte mult să fac foarte... Am planuri de mult timp și încerc, acum că au mai crescut copiii, să
să le onorez și pe astea, știi? Sper să-mi iasă anul ăsta. Doamne ajută! Dacă poți să ne dai și nouă secretul tău, să ne spui și nouă cum faci tu să te împarți între toate proiectele astea, mai ales că vrei să mai și adaugi, da. Dacă ai vreo un secret anume, să ne-l spui. Are să 36 de ore ziua. Secret, exact. Nu, doar mai puțin. Încerc să mă duc și la sală, uite că vorbeam înainte. Iau, de și sală. Să facem de toate pentru toți, da. Sper să ne iasă. Cel puțin proiectele muzicale îmi doresc anul ăsta să-mi iasă așa. Așa Doamne ajută. Mulțumim, Cristina. Oricum o să vă țin la curent și o să vin tot timpul la voi să vă spun ce fac și ce mai învârt. Cu mare drag. Așa. Știi cum e vorba aia? Mi casa e su casa. Și multă baftă pe drumul ăsta cu acest stil muzical R&B. E acest nou stil abordat. E greu. E șansă, ce zici? Eu zic că da, eu zic că ești de perspectivă. Super, mulțumesc. Cred că mai auzim de tine. Mulțumim, Cristina.